Cei de la Boys & Berries mi-au trimis toate nuanțele lor de la fondul de ten Masterproof. Nuanța care mie mi se potrivește perfect este nuanța 5.0 Buff. Haideți să vedem cum arată pe ten. Când vine vorba de aplicarea fondului de ten, ai 3 variante, dar îți recomand să folosești doar 2. Prima variantă este să folosești burețelul de machiaj, care este foarte bine umezit și stors într-un șervețel uscat. A doua variantă este să aplici fondul de ten cu ajutorul unei pensule din păr sintetic. A treia variantă este să aplici fondul de ten cu ajutorul degetelor, însă nu este cea mai recomandată metodă, deoarece faci risipă de produs și fondul de ten nu se așează uniform pe piel. Cu burețelul vei obține întotdeauna o acoperire maximă a fondului de ten, pe când cu pensula vei obține o acoperire medie. Acest fond de ten nu încarcă tenul, chiar se vede super bine pe piele și chiar are acoperire foarte mare, se simte foarte bine, nu-l simt deloc încărcat sau să mă strângă, chiar dacă aspectul său este unul mat. Voi folosi anticearcănul de la Boys & Berries Lie to Me, se poate vedea cât este de important anticearcănul pe care îl folosiți. Pentru conturul ochilor voi folosi acest produs de la Boys & Berries Flick, care are un aplicator de genul acesta, foarte subțire. Voi aplica acest ruj lichid de la Boys & Berries.